găsit, dragi prieteni, ai dialogurilor între minte și inimă. În această seară vom vorbi despre instrumente de accesare a conștiinței. Invitata mea este doamna Cecilia Tamaș, life coach și facilitator Access Bars, pe care o salut cu această ocazie. Sărut mâna, Cecilia, și bine ai revenit la dialoguri între minte și inimă. Bine te-am găsit, Ștefan. Vorbim despre aceste instrumente de accesare a conștiinței. E vorba despre acea expresie în limba engleză care pentru mine e foarte greu de pronunțat, access consciousness. Da, am reușit până la urmă. Așa, hai să vedem despre ce este vorba și o mică întrebare ar mai fi: de ce ai ales tu să fii facilitator Access Bars? Poate putem răspunde în același context la cele două. Păi, am cam impus rezistență să devin. Devii facilitator Access Bars în condițiile în care faci 3 clase de bars cu 3 facilitatori diferiți și aplici pentru a deveni facilitator, dar eu spun că nu-i doar asta. Așa. Pentru că aveam posibilitatea să fac lucrul ăsta de mai multă vreme, dar m-am urnit așa după ce am făcut clasa de alegere a posibilităților. Choice possibility, spun ei. Da. Când am zis că e cazul să contribui și eu. Ok. Vis-a-vis de bars și de rularea barelor. Recunosc că, de exemplu, că am așa o chestie vis-a-vis de atingerea corpurilor. Access bar se face atingând anumite puncte de pe cap, 32 de puncte. Da, e o atingere superficială, ușoară, blândă, nu este, nici măcar nu e invadarea intimității cuiva sau... Și totuși e vorba despre a fi acolo și tu cu corpul tău, o contribuție procesului de rulare a barelor. Și eu recunosc că a fost o provocare pentru mine. Făceam bars, sunt practicant de bars, normal ofer ședințe de bars. În cercul de prieteni oferim ședințe de bars, dar e altceva în momentul în care lucrez, știu eu, cu un client. Și da, da. E prima dată când vii și vine la tine și ai oarecum, știu eu, impedimentul ăsta de atingere. Acum mi este mult mai bine. Acum nu după ce am aplicat pentru a fi facilitator, ci acum după ce am rulat barele de vreo 3 ani în mod constant. Oh, deci ai ceva experiență. Aș da. Putea spune cel puțin o dată pe săptămână, în condițiile unui schimb de bars, nu atunci când ți le-ai rula tu singură, câte una sau, mă rog, în funcție de ce ai vrea să obții sau să schimbi sau să clarifici. Da, îmi aduc aminte că am făcut și eu la ei cu ceva timp în urmă cursul de bază, cred că Access Bars se cheamă. Exact. Și am făcut acest proces de rulare a barelor pentru mine și soția mea. O perioadă destul de conștiincios și îmi aduc aminte că ne-am simțit foarte bine de la toată treaba asta și acum am rămas cu un obicei bun. Când am un anumit tip de stres și pot să fac treaba asta, rulez barele și imediat mă simt mai bine. Oricum, ceea ce am observat eu personal este că starea de bine vine din ce în ce mai repede cu cât ai mai multe ore de practică. Exact. Deci, în Access este vorba despre practică și despre folosirea instrumentelor în mod constant, care îți vine la îndemână și oricum ăla este cel mai bun. E vorba despre practică, practică, practică. Ce am înțeles eu este și că noi facem lucrul ăsta oricum intuitiv. Da. Și să-ți spun cum am înțeles. Prima dată când am făcut cursul de bars, eram avidă de informații, nu neapărat de... Chiar am stat puțin pe masă, incomod pe masă. Și rulând barele mi se părea că mă dor mâinile. Ulterior am constatat că nu mi-am creat posibilitatea de a face schimb de bars. Și parcă așa dorind să rulez barele, mai m-am dus o dată la curs. A doua oară când îl repeți,
prețul este la jumate. Și mi-am creat apoi posibilitatea de a face schimb de barzi cu colegii din clasă. Însă mi-am adus aminte că am condus până în Grecia 23 de ore, practic rulând banda de putere, care e undeva aici la spate, da. Stând așa cumva într-o poziție comodă în mașină, o rulam destul de des. Și acum eu într-un fel sunt inconfortabil și cu termenul de energie. Ok, dar de ce? Dar o simți. De ce? Pentru că mi se pare că cumva a căzut așa în desuete. Energia lui, energia aia, energia locului. Bine, nu are chiar legătură 100% cu noțiunea de energie din fizică, spre exemplu. Este ceva, o combinație între energie, emoție și senzație, da. După modul nostru de gândire european. E o percepție foarte fină, care poate fi tactilă, dar în momentul în care... Poate să fie și emoțională. Și emoțională, da. Poți să ai diverse percepții. Da? Da. Probabil că eu o asociez foarte mult cu ceva ce ar trebui să simți tactil și de aia. Nu spun acum că nu simt altfel în mâini, care înseamnă o sporire a capacităților tale cu corpul, ca să spun așa. Știi că am văzut o treabă foarte interesantă la televizor cu ceva timp în urmă. Am văzut un documentar în care arăta că, asta a fost după ce am făcut cursul de Access Bars, că cimpanzeii dintr-o anumită specie, în momentul în care sunt stresați, își fac unul altuia niște gesturi extrem de asemănătoare cu cele Access Bars, da. De la Access Bars. Am rămas, wow, deci înseamnă că asta este mai mult decât un atavism. Da, de a spun eu, am avut așa insight-ul că de fapt toată lumea le știe. Toată lumea le rulează, mai mult sau mai puțin conștient. Da. Și că e un instrument pe care în momentul în care l-ai identificat și îl practici, categoric îți este folositor. Sunt acum două studii, în sensul că au strânit interesul practica asta în Era Statele Unite. Da. Și sunt studii și în ce privește neuroștiința pe măsurarea undelor cerebrale. Și se pare că efectul este asemănător unei meditații și a unui practicant al meditației de foarte multă vreme. De fapt, este o meditație umblătoare. Instrumentele astea sunt... Da. Am auzit de acest meditație studiu. Umblătoare. Da. Iar pe de altă parte și o organizație de psihologi au făcut studii pe depresie. Eu okay. Îți recunosc că cumva neștiind cum să iau o prietenă, clientă în acest caz, mi-a venit așa, domne, este cazul, uite, ce este, știi, eu am adăugat tolbei mele de instrumente și asta, hai să-ți fac un barz. Și a fost ok și este foarte confortabil și așa, cum să zic, săptămână de săptămână, da, mai vin să-mi rulez barele, da, mai vin să-mi rulez barele. Da. Și vorbeam de o anxietate, de o depresie sau un început de depresie. Da, deci poate ajuta, la fel ca și alte tehnici introspective, poate ajuta la recâștigarea unui echilibru emoțional. Nu este o garanție, bineînțeles. Adică vorbim de un succes statistic, probabil, din 100 de persoane care acum participă la un asemenea training și așa mai departe, un procent de a îmbunătății. Categoric mai sunt și alte, deci în ședința de facilitare poate să există facilitarea verbală, poate să-ți vină la îndemână un instrument pe care să îl furnizezi și, mă rog, explicațiile de rigoare și alături de altceva, oricum, din punctul meu de vedere, creează o stare de bine. Da, lucru pe care certifică l-am observat și eu și la mine funcționează asemănător. Hai să vorbim puțin acum concret despre fiecare instrument. Cam ce instrumente sunt disponibile în sistemul de accesare al conștiinței? Instrumentele sunt foarte multe și publice, ca să spun așa. Au oferit foarte multe resurse, vorbim de, știu eu, de mediul online. Cartea în sine, pentru că venind la un curs de bars primești și un manual, oferă instrumentele. Da. Îți este explicată fraza de curățare, deci se spune că ți se va explica în următoarea clasă, care ar fi
fundația, dar există o explicație a frazei de curățare și aici. Eu recunosc că o folosesc. Sună nebunește, așa, fraza de curățare, dar în momentul în care știu eu, într-un context, încep să o folosești, vezi că, într-adevăr, se schimbă. Se schimbă efectiv lucrurile. Ok. Pornește de la ideea, de exemplu, bine-rău, puse împreună, în sensul că nu este nici bine, nici rău. Și, da. Mă rog, e în funcție de cum te raportezi tu la ea. Și combinația asta de cuvinte, la un moment dat, devine o joacă, dar care, practic, te ajută să scapi de tensiunea momentului. Zic eu, oferindu-ți inclusiv claritate. Îmi place, de exemplu, există tot în manualul de Bars fraza nebună, spun ei, totul este opusul a ceea ce apare a fi, nimic nu este opusul a ceea ce apare a fi. Și rulând-o sau gândind-o, poți să o spui în gând, poți să o spui cu voce tare, dar numai gândindu-te că totul este opusul a ce apare să fie și nimic nu este opusul a ce apare să fie, chestia pe care tu ai făcut-o semnificativă și importantă, îți dai seama că este una în contradicție cu o mare de posibilități pe care poți o alegi. Sau cel puțin asta se întâmplă la mine și la un moment dat șuntează mintea conștientă și vezi că nu mai are relevanța pe care tu i-ai dat-o și ai și altă alegere. Că uneori ești blocat, ți se pare că este bine-rău, adică poți să am doar varianta asta sau varianta cealaltă. Nu e chiar așa. Interesant este că seamănă puțin cu koanurile din budismul foarte zen. Foarte mult, da. Dar au ceva în plus. În ce sens? Koanurile sunt niște nonsensuri, să zicem bine, foarte atent profunde, studiate, exact. Și foarte profunde. Dar aceste fraze de curățare din Access Bars sunt niște nonsensuri foarte bine studiate și foarte profunde, dar care se referă punctual la niște lucruri din mintea noastră. Exact. Da, iar modul în care le prezintă, joacă, râs, nu o lua foarte în serios, la un moment dat, că într-un coan el desface și desface și desface, desface straturi, dar aici zice, și desface. Adică e, parcă e mai ok să o privești așa, mai cu umor, mai light, mai lejer, mai nu... Mm-hmm. Da, care este efectul în timp? Cum este efectul la început când folosești o frază de curățare și cum se modifică în timp? Bineînțeles că la început ți se pare o prostie. Da. Numai că... Se opune mintea. Da. La un moment dat, dacă mai revii la informație și dacă practici din instrumente și când spun, încep să practici Access Bars, la un moment dat devii foarte curios. Ce a mai apărut? Ce mai este? Dar ce instrument a oferit? Sunt mai multe site-uri din care se promovează, de fapt, sunt mai multe specializări, cum ar veni în Access Bars. Da. Și devii curios, începi să practici și la un moment dat, deși spuneai o stupiditate, vezi că ea desface lucruri. Îți creează un spațiu în care vezi că ai mai multe posibilități. Apoi o adaptezi pentru tine și la un moment dat devii instrumentul. Adică efectiv nu mai e nevoie să spui în gând sau cu voce tare fraza de curățare. Ești o anumită energie, poftim. Ești o anumită stare, da? În care se desface. Nu există doar bine, rău, corect, greșit. Da. Hai să vedem câte categorii de instrumente sunt. Deci una este această categorie verbală a frazelor de curățare. Ce tipuri de instrumente mai avem în accesarea conștiinței, în acest sistem de accesare a conștiinței? Acum, în clasa de Access Bars, sunt și procese de corp. Patru procese de corp. Mimarea biomimetică este unul dintre ele. Au descoperit punând întrebări, pentru că unul din instrumentele Access este să pui întrebări, nu să pleci dintr-un răspuns sau dintr-o definiție a ce este. Au ajuns la
mă rog, au observat că mimăm foarte mult pe cei din jur. Da. Vezi, ne dorim să înțelegem oamenii. Da. Și ca și coach, am practicat foarte mult raportul, poziția corporală și dorința asta de a înțelege. Asta facem în mod normal, pentru că eu zic că suntem buni și blânzi și vrem să înțelegem pe ceilalți. Dar în momentul în care vrei să-l înțelegi, adopți foarte mult din comportamentul, inclusiv poziția corporală a celuilalt. Eu coincid, consecința empatiei. Da. Toată treaba. Mimare. Încep să-l mimezi. Uiți că nu sunt ale tale. Da. Se întâmplă. Și încep să o mimezi pe mama ta, pe bunica ta, soția, frații, șeful, da, pe oricine. Am mers la munte cu niște prieteni. El având o problemă la picior. O porțiune de munte, a accidentat terenul și destul de mult de urcat, n-a putut să-l urce. Și iar eu aveam așa un regret că poate n-ar fi trebuit să mergem neapărat până în vârf. M-am împiedicat și am început să șchiopătesc de același picior. În momentul în care vrei să înțelegi, da, de ce a pățit așa, da, și începe mintea, da, începe corpul tău, începe și mimează corpul celuilalt. Da. Fraza de curățare, fraza nebună, te ajută să ai insight-urile astea. Să conștientizezi. Exact. Și urmează procesul. Pozițiile de la mimarea biomimetică, de preferat să-l faci cu altcineva, să ți-l ruleze altcineva, îl poți rula, bineînțeles, și singură, și desfaci, efectiv, scap de anumite procesele de corp. Spun, au fost făcute tocmai pentru că gânduri, emoții, sentimente, judecăți, definiții, pentru că le-ai făcut ale tale, s-au blocat în corp. Da. Și e destul de greu, și nefiind ale corpului tău, el să le elibereze, pentru că e mintea ta care a zis. Nefiind ale corpului tău, s-ar putea să-ți dea niște condiționări emoționale, fiindcă emoțiile sunt foarte puternic legate de posturi. Da, și facem lucrul ăsta doar ca să-i înțelegem pe ceilalți. Bine, poate că nu este rău, important este să resetăm după o asemenea atitudine sau un cumul de asemenea. Cam asta face lucruri. Fraza de curățare, cam asta face fraza nebună. Foarte frumos. Hai să vorbim puțin și despre procesele de corp atunci. Se numește ieșirea scenei prin stânga. Așa. Sună ciudat. E tot un proces pe care care se face în manualul de bar și restaurarea comuniunii cu pământul. La restaurarea comuniunii cu pământul, cum l-am înțeles eu, e un proces simplu, mă rog, pui mâinile și cer procesului să ruleze, este că de multe ori durerea din corp este resimțită fie că nu dăm energie pământului, fie că nu primim energie de la pământ. Fraza de curățare, fraza nebună, am avut așa insight-ul, mă, dar bun, sunt foarte confortabilă cu ideea pământul este o ființă vie. Da? Și am și viziunea ne ține pe toți, ne hrănește pe toți, vorbim de resurse, de toate resursele naturale. Da. Ea în sine se comportă, ea planeta, el pământul se comportă ca o ființă vie, practic suntem ca niște pureși, dacă se scutură un pic, nu mai stăm acolo. Dar îți contribuie tot timpul energie. O putem raporta și la fizică. Da. Da. La energia electromagnetică, la gravitație, la tot ce este, e o contribuție și noi contribuim pământului. Sigur. Fie că și nu mai plecăm din judecata, e bine, e rău ce contribuim, dar trebuie să fii conștient de asta și dacă nu-i dai drumul fluxului, apar efectiv la fel blocaje în corp. Poate să fie o durere mică, o durere mare, o stare de disconfort, rulând procesul, e o curgere mai lină. La ieșirea scenei prin stânga e mai degrabă un spațiu pentru corpul tău de a se vindeca. Deși. Așa. În ce fel se catalizează și de ce fel de vindecare este vorba?
Că bănuiesc că e vorba de vindecare emoțională. Și fizică. Poți să spui, dai alegere. Acum trebuie să fii un pic conștient și că el are și el o conștiință a lui și corpul, da. Poate să aleagă. Adică nu să-l faci dintr-un punct de vedere. De obicei ele nu se fac dintr-un punct de vedere. Nu de obicei. E bine să nu-l faci dintr-un punct de vedere. Inclusiv contribuția pământului, ca să zic așa. Adică nu, eu sunt bun, uite și ce-ți fac ție. Uite, rulez procesul ăsta, poftim energie. Nu, așa mai hasliu, mai... Da, deci asta este atitudinea corectă. De bine. Curiozitate și de glum. O să facem acum prima pauză din emisiune și revenim imediat cu altă întrebare și alt răspuns. Terapii pentru trup și suflet se realizează în această seară împreună cu doamna Cecilia Tamaș, life coach și facilitator Access Bars. Tema serii este instrumente de accesare a conștiinței. Cecilia, ce sunt barele? Niște puncte. Fiindcă vorbim de bare. Vorbim de bare. Niște puncte poziționate pe cap, care în momentul în care sunt atinse, ușor, se spune rularea barelor, ele descarcă gândurile, emoțiile, sentimentele legate de acea bară. De exemplu, la bara de putere, rulând bara de putere, practic elimin toate convingerile, judecățile, toate alinierile și toate rezistențele la ceea ce înseamnă putere. Categoric, puterea, pentru că vorbim de un lucru care contribuie tuturor, nu este situația aia în care eu sunt superior celuilalt și te pot controla, ci este energia aia care te face să te miști, să te trezești dimineața, să te duci la serviciu, să creezi, e bucuria efectiv de a trăi. Ok. Există o următoare poziție de bare, bani, control, creativitate. Așa. Bara de bani este una din cele mai rulate în... Nu mă îndoiesc. În Access, da. Și la fel, practic, elimin convingerile pe care le-ai avut vis-a-vis de bani. Sunt foarte multe workshop-uri sau știu eu chiar specializări în Access vis-a-vis de bani. Punctul de vedere Access este că banii înseamnă o contribuție pentru corp și că reprezintă de fapt și o manifestare a bucuriei de a trăi. Că tu ca ființă, tu ca suflet, n-ai avea nevoie de bani. E, în momentul în care nu ai bani, trebuie să te gândești dacă ești bucuros pe pământul ăsta și vrei să creezi categoric având banii poți să creezi mai mult. Și avem foarte multe exemple de milionari care sunt foarte filantropi. Da. Mulți dintre ei filantropi. Gary Douglas mai spune că banii sunt făcuți să schimbe realitățile oamenilor și când zici realitățile oamenilor, te gândești la cei din jurul tău, dar inclusiv la realitatea ta. Există alte instrumente în Access, contribuțiile însemnând 1, 2, 3. Așa. Și, mă rog, asta este o contribuție, ca să zic. Și Gary a descoperit că ai putea să contribui făcând 1, 2, 3 și dând așa cu mâinile. Da. În momentul în care îi cerau oamenii bani, înțeleg că se spune change, în sensul de a-i da, și el a înțeles, vrei schimbare? Foarte bine. Și când le dădea banii, făcea în gestul cu mâna de a-l da, în sensul de a face schimbarea, a constatat că chiar se schimbau. Da? Și poate să fie o sumă mare pentru cel care, știu eu, își cere, sau poate să fie o sumă mică, dar îi schimbă realitatea. Și atunci... Da.
te gândești un pic ce ai putea tu să fii, să schimbi realitățile oamenilor? Uite, îmi trece o întrebare prin minte. Dacă există experiența ta sau altcuiva din acest sistem, să rulezi, spre exemplu, această bară a banilor pe cineva care nu știe despre ce este vorba. Și să se întâmple. Da. Există și adică mă gândesc la elementul sugestie, că în orice facem există un element sugestie. El este prezent într-un procent mai mic sau mai mare. Din punctul ăsta de vedere te întreb. Deci, Gary Douglas a primit aceste, mă rog, puncte de pe cap cu multă vreme în urmă într-un proces de channeling. Da. Și spune că și-a rulat bara bani și banda de implant și banda de putere și că după, acum când spui rulat, nu o rulezi o zi. Pentru că dacă tu ai convingeri de 30-40 de ani vis-a-vis de bani, ca să nu mai vorbim de posibilitatea să fii adeptul unor vieți anterioare, e destul de, știu eu, da, poți pueril, să rulezi o jumătate de an, să zicem. Se întâmplă ceva dacă tu nu știi că vreau este să spun legată că de bani? În momentul în care, rulând aceste lucruri, efectiv au uitat de bani și ei au început să vină într-un alt fel și mult mai mult și cu un alt ritm. Acum, ca și practician, când ieși așa, sau dacă încep să vezi ce contribuție e rularea barelor, puțin invadezi spațiul celorlalți. Și ai vrea să ai foarte multe capete pe care să rulezi barele. De ce? Pentru că se eliberează și de la tine. Nu e un proces singular. Contribuția este oricum cu dublu sens și toate punctele de vedere comune sau pe ce ai lucrat tu, pentru că vii categoric cu o intenție și tu, se eliberează. Și am convins o prietenă așa să-i rulez barele. Fără să-i spui despre, ce, este despre vorba. Ce este vorba. Explicându-i eu așa cumva că ar putea să-și pună o dorință. Okay. M-a sunat, bineînțeles, feedback-ul, m-a sunat după 8 luni de zile. Este un feedback pe care îl primești. E o perioadă scurtă de timp. Unii primesc feedback în acces, se pare, după 20-25 de ani. De ani? De ani. Ok. M-a sunat și a zis, știi, vin la București, mai îmi faci și mie aia că, să-ți spun, Nicu a luat pensiile restante. Wow. Da. Și simți cumva... Fără ca tu să-i fi spus, da, că... Și simți cumva pe ce lucrează celălalt. Simți că barele tale, în momentul în care rulezi barele lui, sunt un pic mai active. De asta. Sau cel puțin pentru mine ăsta a fost semnul că... Ok. Ar mai fi ceva legat de cum se rulează barele? Dintr-un punct de vedere... Într-un spațiu în care nu ai niciun punct de vedere. Adică n-ar trebui să ai așteptări de la ședință, că te va suna, că va reveni. Mai nou se spune din punctul de vedere al pământului. Da? Pământul îți contribuie necondiționat. Se mai spune că ar trebui să fii de maniera unui copac. Da? Ăla, copacul, n-are o treabă că vine și stă de desubt un om deștept sau un om prost, că vine o pisică sau un cățel. Pe de altă parte, da, oamenii îngrijesc copacii, dar el, într-o contribuție cu natura, nu este udat. Primește apă. Cam din punctul ăsta de vedere, fraza de curățare face minuni. De exemplu, în momentul în care pornești bara, în cursul de access, îți spune să spui fraza de curățare pentru că ea să ruleze, adică să înlături toate limitările tale și ale celuilalt, că nu s-ar putea întâmpla procesul ăsta. Și atunci dacă zici, mă, cam ce ar însemna asta, eu fraza de curățare spunând-o în gândul tău sau fiind fraza de curățare, la un moment dat nu mai ai. Acum parcă rulează, acum parcă nu rulează, ea rulează. Da. Cea mai... nu e singura. Dar bara de implant rulează într-un anume fel, însemnând convingerile pe care le ai, implanturile și
explanturile pe care le ai. Implanturile însemnând tot ce ai cumpărat ca fiind adevărat. Ok. De acord. Hai să facem din nou o scurtă pauză și revenim cu o întrebare despre cursul de bars în sine. Școala spirituală se realizează în această seară împreună cu doamna Cecilia Tamaș, life coach și facilitator Access Consciousness. Tema serii este instrumente de accesare a conștiinței. Cecilia, ce obținem după cursul de bars? Ești recunoscut ca și practician. Da. În sensul că ți se cere acordul să fii introdus în sistem și primești o diplomă de practician și, în primul rând, cred că obții, dacă nu distrugerea totală a limitărilor sau a punctelor de vedere că nu funcționează, obții instrumentele cu care, dacă vrei să practici, practici cu succes. Access împuternicește omul să știe ceea ce știe. Și noi știm foarte multe și putem foarte multe, totul este să vrei să faci. Vei putea rula barele pentru prieteni, clienți, familie sau pentru tine, dar în primul rând vei avea la îndemână un instrument, pentru că ți le poți rula și singur. Da, poți să da. Faci întreaga ședință de unul singur. Nu se pleacă de la ideea că cineva care n-a făcut cursul n-ar putea să-ți ruleze barele. Din potrivă, mergând acasă, poți să rogi membrii familiei să-ți țină mâna pe cap și tu, dacă vrei să faci tot formalismul de a cere barei să ruleze și de a spune frata de curățare, bine, dacă nu, ea oricum rulează. Deci pentru poate că să-ți facă un neofit acest procedeu? Eu zic că da. Și pot să spun că da. Pentru că dacă vii cu nu intenția de a experimenta, cu de a fi, da, da, da. Deci energia vii cu atitudinea potrivită, care pornește barele, tu rulându-ți barele și celor din încăpere, practic barele li se rulează, iar rugându-ți copilul, soțul sau prietena să -ți țină mâna pe o anumită bară care poate ție incomodă sau ea să fie o contribuție cu mâna ei conștiința ei, este ok. Asta mi întărește convingerea că sunt atavisme, că au descoperit niște atavisme. Categoric. Fiindcă dacă ele funcționează atât de obiectiv, să zicem, înseamnă că sunt niște lucruri foarte adânc înrădăcinate în memoria colectivă a corpului nostru. Cumva știu lucrul ăsta vis-a-vis de studiile științifice. Pe frunte se rulează bucuria și tristețea și se pare că acum studiile neurologice spun acum, pentru că ei au început mai de mult acces, dar acum sunt verificate. Acelea sunt punctele în care într-unul apare bucuria, într-unul apare tristețea, ei rulându-le împreună în acces, practic omogenizează energia și capeți starea de echilibru. Ok. Ce legătură are acest cumul de tehnici cu inteligența corpului? Păi, în primul rând, este un proces cu corpul. Pentru că pui mâinile tale pe celălalt corp. Acum tu ești contribuție și cu conștiința ta. Sigur că nu. Dar, în principal, de asta spun, este contribuția corpului tău și a inteligenței corpului tău, pe care poți la un moment dat să o regăsești, să o știi, să o simți, să o percepi pe a ta și pe a celuilalt. Oricum, corpurile sunt foarte inteligente și e suficient să-i ceri să fie o contribuție pentru celălalt corp. Fiindcă știe ce să facă din acel moment. Știe ce să facă, iar celălalt corp la fel. Dacă este dispus să primească, știe ce să facă. De-aia spun că atingerea
n-am o problemă să dau o îmbrățișare sau să pun mâna pe cineva, dar atingerea asta este un pic mai conștientă. Da? Deși nu o faci din punctul de vedere eu sunt mai deștept sau eu sunt mai bun sau eu te rezolv, dar este o altfel de atingere. E o conștiență profundă. Profundă, da. E o conștiență profundă și nu este o conștiență din mintea conștientă, ca să fac exact. un joc de cuvinte. Este o conștiență profundă a corpului. A corpului, da. Toată treaba asta. Și corpul cere bars. Adică, da. Bun, tu îți creezi oportunitatea de a face sau de a face schimb, dar la un moment dat o să conștientizezi că corpul îți cere bars. Da. Tu ai fost până acum, până la un punct dat, ești bine. Ce? Coach. Life coach, da. Așa. Și acum ești și life coach și facilitator de bars. Ce legătură este între ele? Păi, cred că posibilitatea ta de a facilita bars, adică de a oferi efectiv trainingul de bars, vine așa cumva ca o recunoștință vis-a-vis de instrumentele care mi-au fost oferite. Și mă refer la întrebări. În coaching, întrebarea nu-i din carte. Întrebarea e de acolo. Elementele creației din punctul de vedere access sunt întrebarea, alegerea, contribuția, posibilitatea și contribuția. Întrebarea este esențială, adică nu pleci de la nu pot să fac bani. Da? Da. Sau sunt sărac, nu pleci dintr-o concluzie, pui întrebarea, ce altceva este posibil sau cum pot adăuga bani vieții mele. Am citit foarte multe articole, am făcut și fundația, am făcut și alegerea de posibilități. Acestea sunt cursuri Access Bars, da. Ca să lămurim despre Access. Ce e vorba, da? Și la un moment dat am început să-mi notez întrebările și constatam că sunt foarte, nu ciudate, pentru că și în coaching le spui la un moment dat, s-ar putea să ți se pară ciudat ce întrebare îți pun, oricum nu contează, poți să răspunzi bine, dacă nu, las-o acolo că cândva ea își va găsi răspunsul. Astea sunt mai ciudate. Okay. Și atunci cumva mi se pare că rulând bars dai un strat de convingeri din astea primare în care cumva în coaching sau în LP vii să le rezolvi în ședințe și o poți face într-o singură oră. Se leagă foarte mult întrebările din coaching cu întrebările din facilitarea Access Consciousness. Și sunt într-adevăr ciudate, pentru că în ce fel se leagă? Aș aprecia câteva exemple ca să intrăm puțin pe concret. Cumva în fața unei situații pe care o prezinți. Zicem așa, poate să fie o poveste. Iar dacă tu tot îți spui povestea aia, rămâi în povestea asta. În povestea aia. Și atunci poți să ai întrebări, mai vrei să stai în povestea asta? Nu că nu s-ar fi pus în coaching, dar aici efectiv parcă le sesizezi mai bine și zic aici, după ce ai experimentat un pic și barsul, omul devine mai deschis, mai s-a dus un strat din convingerile alea. Apoi, cumva, știi că în spatele a ce-ți spune și în spatele tuturor convingerilor există resurse. Nu vin acum, nu știu de ce, cred că rulează barele. De aia. Okay. Un exemplu de întrebare ciudată, dar sunt ciudate. Da. Sunt ciudate și nu se adresează minții conștiente.
Ce e în regulă cu asta și nu-ți dai seama? Ce e în regulă cu asta și nu-ți dai seama? Eu am pierdut trenul. Da? E o întrebare pe care să ți-o pui. Oh, s-a întâmplat, nu? Ce e în regulă cu asta și nu-ți dai seama? Și ele sunt instrumente. Adică nu ai pus-o, nu ai pus-o și aștepți răspunsul și nu termin cu întrebarea până când nu simți efectiv că s-a eliberat ceva, pentru că simți în corp că nu mai ai presiunea aia, da? Am pierdut metrou, ce e în regulă cu asta și nu-mi dau seama. Ce în regulă? Și o să poate conștientizezi că de fapt ar fi trebuit să te oprești la bancă. Sau poți să vezi mai departe că era bine să nu te urci în metroul ăla. Bine, aici poate e un pic tragic. Dar ele se leagă cu lucruri pe care ar trebui să le faci, pe care cumva știi că trebuie să le faci. Știi ce mi se pare? Coaching-ul lucrează minte-corp, dar parcă ceva mai mult cu mintea. Și sistemul de accesare a conștiinței parcă lucrează ceva mai mult cu corpul și mi se pare că cumva complementare, deci fac un tot destul de armonios împreună. Da, cel puțin ce am observat eu în ultimul timp este că își cere drepturile corpul. Corpul își cere drepturile. Am mers la constelații. Îmi plac constelațiile și implică foarte mult corpul. Da. În NLP, multe din tehnici implică corpul și efectiv o poziție de mers sau de postură. Poate mai puțin în coaching. Mi se pare că își cere drepturile și e adevărat, poate indiferent de unde o iei ajunge acolo, dar pare a fi calea mai scurtă și mai bucuroasă. Da. O întrebare așa. Și care este un instrument pe care așa. Știu eu, ar trebui să ți-o pui, cum devine și mai bine de atât? Cum devine? Și mai bine de atât. Și oamenii, după ce își pun asemenea întrebări, care simt e un nevoia instrument? Să răspundă. Da. Dar poți să-i dai ce faci temă, cu etapa asta a minții? În momentul în care vezi că este așa foarte mental, poți să-i dai tema să o pună de 50 de ori. Pentru că consecutiv? Consecutiv. Vine o factură mare. Da. Da? Bun. N-au citit energia electrică, s-a întâmplat să consumăm mai mult, vine 17 milioane. Da. 20, da? Nu-ți dai seama, dar cumva ai implantat-o și ai activat toate implanturile. Nu sunt bani, nu știu ce, la și vine bunica și bunica făcea la fel, rămâneau datorii, au deconectat. În fine, o poveste. Da, scenarita. Scenarita. Ți-aduce aminte cum devine și mai bine de atât. Nu spui odată și n-aștepți răspunsul. Se schimbă. Eu am experimentat, și vis-a-vis de facturi, mă rog, de plăți, ca să zic așa. Așa. Nu este de folosit odată, da? Dar l-am folosit cu disperare, ca să zic așa, și într-o îndârjeală din aia. Oricum aveam așa. Un punct de vedere că am dreptate, dar în fine, s-a mai dus cu instrumentul și ăla. Și peste o lună de zile am primit scrisoare că într-adevăr era o eroare. Extraordinar. Da. M-ai lăsat foarte uimit cu treaba asta. Din nou, scurtă pauză, ne pregătim pentru rubrica de carte. Cartea lui Ștefan se realizează în această seară împreună cu doamna Cecilia Tamaș, life coach și facilitator Access Bars. Tema serii este legată de instrumente de accesare a conștiinței. Și în acest context, Cecilia, ne-ai adus o carte care se cheamă Bucuria afacerilor, nu am văzut-o până acum. Simon Milasas, care este coordonatorul global Access Bars.
Are și o întrebare, dacă afacerile sunt aventura vieții tale, scris așa în titlul cărții. Interesantă întrebare, da. A venit la noi în septembrie și a făcut și eu PIU-ul, alegerea posibilităților, prima dată o clasă în România de alegerea posibilităților. Da, da. Și e o carte în care, pe lângă instrumentele pe care le oferă, vis-a-vis de afaceri și vis-a-vis de bani, este foarte vulnerabilă cu acest sector al afacerilor și cum a ajuns să, să-și dea seama că afacerile sunt o bucurie. Este oricum și creatorul programului Joy of Business și afacerile sunt o bucurie, este punctul ei de vedere. Poate să fie și al nostru. Da. Bine, fiindcă tot ai prezentat această carte despre afaceri, hai să mai vorbim puțin despre bani, din perspectiva sistemului de accesare a conștiinței. Ar trebui să ne dăm seama că sunt o bucurie. Și că în spatele banilor nu e o energie, uite, iar vorbesc de energie. Energia asta, ai bani înseamnă că ai furat, ai bani înseamnă că ești rău și tot ce am proiectat, cumva. Mi-aduc aminte și în Homo Sapiens, parcă se numește cartea, că în spatele banilor valoarea Sapiens, este, este încrederea. Da? Da. În momentul în care s-au creat, s-au creat tocmai că înmânând acea bagnotă sau având acea bagnotă, valoarea ei este de atât. Dar banii chiar pot să fie o bucurie și nu știu dacă, cel puțin eu când vorbesc despre bani, acum, simt efectiv așa o bucurie. Bani, 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 bani. Au o energie de felul ăsta. Cumva, din punctul de vedere Access, trebuie să inviți în viața ta și să inviți la joacă. Nu poți să le spui, haideți că am de plătit factura la gaze, apă, curent, nu știu ce. Că nu sunt cu tine, da? Îi ceri să plece la altcineva. Nu că ar trebui să agonisești, să agonisești, să agonisești, ci că efectiv trebuie să te obișnuiești cu faptul de a avea bani, care să știi că este uneori inconfortabil. Este diferit a avea bani cu a avea proprietăți. Da. Este foarte diferit cu știu eu, a avea valoare sau a investi în anumite titluri. Energia aia banilor cash, pe care bineînțeles că poți să-i ții în bancă. Da, aici ar trebui să ai grijă și la posibilitatea de a-i pierde ținându-i în bancă. Nu că ar trebui să-i ții sub saltea, dar să vezi puțin ce alegeri faci și să vezi cam cu câți bani ai putea tu să stai față în față. Care e suma pe care tu să o poți ține în pormoneu, să o ai în pormoneu, să nu-ți fie frică că ți-o fură, să te simți confortabil pe stradă. Și eu recunosc că în momentul în care am bani și bani în pormoneu și dispun de un anumit, că am o anumită postură pe stradă față de atunci când parcă pormoneu ar trebui să se să se mai umple cu ceva cash. E foarte ciudat. Foarte ciudat. De exemplu, un instrument vis-a-vis de bani în Access este să pui 10% deoparte pentru tine. Da. Însemnând că nu ai voie să-i cheltuiești. Da. Însemnând că ai voie să-i folosești pentru achiziționarea a ceva care creează ceva mai măreț pentru tine. Nu știu, poate să fie o bijuterie, poate să fie o casă, poate să fie o contribuție într-o afacere, dar cumva cu fondul ăla de 10% trebuie să stai. Pentru mine a fost foarte inconfortant. Și am constatat că da, îi am și îi pun imediat în circuit. Simon vorbește în carte că a folosit foarte mult instrumentele în orice domeniu al vieții ei, parcă mai puțin în bani. Când a început cu Access, avea o datorie de $187,000 australieni. Și s-a hotărât să folosească acest instrument de 10% și să folosească instrumentele și în ce privește banii și în principal acest instrument de 10% și constați că tu ai datorii
și ea are cuvântul măgăreață și eu ca o măgăreață am bani, da? Dar nu plătesc datoriile. Nu ți este confortabil. Sigur. Da. Da? Dar el ulterior creează. Deci a terminat cu datoriile în mai puțin de 2 ani, însemnând un flux al afacerii. O altă chestiune vis-a-vis de bani înseamnă contribuția. Trebuie să fii dispus să-ți contribuie toți banii. Toți. Da. Iar ea dă un exemplu, de-aia spuneam că este vulnerabilă, cu tatăl ei. De exemplu, spune că tatăl ei a zis că nu va părăsi această lume până când nu-și va vedea copiii tot stabil din punct de vedere financiar, tatăl ei fiind contabil. Și îți dai seama că ea a creat cumva toată această datorie, cine ar dori să-și piardă părinții, a conștientizat lucrul ăsta ulterior, ca să zic așa, dar a conștientizat și faptul că a început să se îndrepte. În momentul în care a primit contribuția tatălui ei, îi oferea, nu știu, 50.000 sau ceva de genul ăsta de dolari pentru a reporni o afacere. Ți-e greu, vrei să spui, mă descurc, nu vreau. Cum? Dacă nu primești o contribuție care este într-adevăr o contribuție, preferi să te duci să-ți iei credit la bancă, nu eu. Nu-ți contribuie nimeni în felul ăsta, nici angajații tăi. Pentru că nu ești dispus să primești. Banii sunt despre a primi, spune Access. Da, interesantă nu este, morală. Nu este o problemă cu banii, ci este o problemă despre a primi. Corect. De foarte multe ori este foarte adevărat. Ultima pauză din emisiune. Recomandările săptămânii se realizează în această seară împreună cu doamna Cecilia Tamaș, life coach și facilitator Access Bars. Tema serii a fost instrumente de accesare a conștiinței și eu mi-aș permite la sfârșitul acestei emisiuni să vă fac două recomandări. În primul rând este vorba despre site-ul personal al invitatei, ceciliatamaș.ro. Și în al doilea rând, pentru situația în care veți dori să adresați întrebări, v-aș recomanda să o faceți accesând contul domniei sale pe rețelele de socializare, care este pe același nume ca și în viața reală. A treia recomandare s-ar referi la cursurile pe care le va ține invitata în următoarea perioadă și aici am să te las pe tine, Cecilia, să spui câteva cuvinte. Nu că mi-am propus, m-am angajat. M-am angajat în sensul că am cerut de la mine ca în fiecare lună să am un curs de Access Bars. Asta este excelent. În primele zile ale lunii, însemnând înainte de 10 ale lunii, vei face acest... am spațiu pentru a rula barele și a face training-ul de Access Bars. Sunt excelent. Clase și în ce privesc banii, relațiile și orice este la iveală într-o facilitare. Da. Excelent. Cum devine și mai bine de atât. A venit un moment excelent la lumină. Încă o dată îți mulțumesc, Cecilia, pentru participarea la emisiune și să ne revedem cu bine și cu alte ocazii. Dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă, vă doresc o săptămână frumoasă, zile minunate, să ne revedem cu bine sâmbăta viitoare în jurul orei 19, numai și numai la televiziunea 6 TV.